Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine în platou se află domnul economist Cristi Vlorțu, președinte, director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Suceava. Vă salut, domnule director. Vă salut, domnule Chidoveț, pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Atunci, nu știu, ca să nu se creadă că sunteți președinte de partid, evit această titulatură de președinte sau, da, eu știu, președinte, sigur. De Consiliu Județean, președinte. Directorul Casei de Asigurări de Sănătate. Director, Suceava. Da? M-am uitat un pic peste site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Suceava și am văzut un istoric interesant, acolo lista cu foștii președinți, cu actualul președinte, director general. Da? S-au scurs 22 de ani. De când lucrați în instituție? Eu lucrez în instituție din anul 2001. Deci 2001. La 2 ani, da, de la înființarea Casei de Asigurări de Sănătate, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a Caselor Județene de Asigurări de Sănătate. Deci anul acesta fac și eu 20 de ani de activitate în cadrul acestei instituții. Foarte frumos, felicitări! Mulțumesc! M-am uitat peste acea listă. Primul director, domnul doctor Mihețiu, Dumnezeu să-l ierte, apoi a venit cu un mandat plin domnul doctor Crețeanu. Cred că ca și lungime de mandat, urmați după domnia sa, el are 4 și noastră 3 ani. Într-un mandat ați avut 3 ani. Da, da, da. Nu am cuantificat exact perioadele de manageriat. Da. Consider în primul rând că am o continuitate în cadrul instituției și de asta am și menționat că chiar în luna mai, anul curent, împlinesc 20 de ani de activitate în această instituție. Pe diferite funcții de execuție, de conducere, da, cum au fost vremurile. Cum au fost vremurile și cum a fost decizia de la nivelul Casei Naționale de Asigurări Sociale de Sănătate. Da, ați fost și solicitat, asta e drept, nu că v-ați prezentat neapărat. Exact. Da. Exact. S-au perindat la conducerea instituției economiști și medici. Cine ar trebui să conducă, din perspectiva profesiei, să conducă această instituție? Un medic sau un economist? E greu. Este greu de stabilit cine e cel mai în măsură să conducă sistemul de asigurări de sănătate la nivel județean. Atât la nivelul Casei Județene, cum ați spus și dumneavoastră, cât și la nivelul Casei Naționale au fost atât economiști cât și medici. În primul rând, ca să îți desfășori activitatea în bune condiții, consider că trebuie să fii, în primul rând, un om de echipă, un manager bun, să știi, să asculți, să ții cont și de părerile celorlalți și, din punctul meu de vedere, activitatea pe care o desfășor, o desfășor împreună cu echipa mea și ne consultăm, deciziile se iau de comun acord, este ascultată toată lumea, chiar dacă ultimul cuvânt l-am eu ca și conducător. Da. Dar îmi place să lucrez în echipă și mă bucur că sunt înconjurat de profesioniști. Spuneți-mi, vreau tot ca o opinie personală, dacă ar veni cineva din afara sistemului, în cât timp s-ar adapta? Instituția este una foarte complexă. Instituția, într-adevăr, este foarte complexă. Sistemul, sistemul de sănătate, da, este, da, un sistem specific. Este foarte greu să stabilim un termen de, da, timp în care o persoană s-ar adapta. Contează foarte mult tipul de om care vine, relațiile pe care, comunicarea cu care o are cu ceilalți salariați ai instituției, dar este foarte greu ca o persoană din afara sistemului sau din afara instituției să poată să vină și să conducă în condiții bune această instituție. Eficiente, în primul rând. Bun, asta înseamnă că un om din sistem știe de a doua zi ce să ceară, cui să ceară, ce trebuie să facă. Un om din sistem, din sistemul de sănătate, știe... Și din casa de asigurări. Din casa de asigurări, da, da,
Într-adevăr, sunt persoane care ar putea să ocupe această funcție, pentru că... În ideea asta, că de-a doua zi poate prelua ștafeta și... Poate prelua ștafeta, nimeni nu este de neînlocuit și v-am spus, în cadrul casei de asigurări sunt oameni profesioniști care au continuitate, au demonstrat că au calitățile necesare să activeze în acest domeniu și oricând poate un coleg de-al meu să ocupe această funcție. Că am fost eu cel desemnat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, asta datorită conjuncturii, mă rog, nu putem specifica exact care a fost raționamentul și ce i-a determinat să ia această decizie. Pentru că la momentul respectiv ocupam tot o funcție de management, eram director executiv economic și așa s-a ajuns la nominalizarea mea în această funcție. Dar, repet, pentru un om din sistemul sanitar este mai complicat ca în următoarele zile de la preluarea acestei funcții să își desfășoare activitatea fără probleme. Pentru că, v-am spus, este un sistem specific. Timp de 22 de ani s-a reformat, salariații trebuiau să se adapteze din mers. Știm foarte bine crearea sistemelor informaționale, cardul de sănătate, câte lucruri și așa mai departe. Exact, a fost o perioadă de pionierat. A trăit, în primii ani și relația cu furnizorii de servicii medicale era mai dificilă. Relația cu asigurații era ceva nou, până s-au adaptat și unii și ceilalți. V-am spus, a trecut o perioadă bună de timp. Aveam la început sisteme informatice dezvoltate la nivelul fiecărui județ de specialiști din cadrul casei. Ulterior a fost implementat sistemul la nivel național, SIUI-ul, de care tot vorbit și care a fost dezvoltat pe parcurs de la din anul 2007, când a intrat în producție efectiv, până la momentul de față au fost introduse în permanență module noi, a fost optimizat, au fost probleme de care știți și dumneavoastră, știți și mass media. Mai sunt și la momentul de față, unele sincope, sunt perioade în care este foarte aglomerat și funcționează mai greu, dar încercăm să le gestionăm și să ne desfășurăm activitatea în interesul asiguraților și într-o bună colaborare cu partenerii noștri contractuali, furnizorii de servicii medicale. Da. Periodic se discută despre privatizarea acestei zone. Poate mai târziu să vă întreb despre acest aspect. 22 de ani de când s-a înființat această instituție, 20 de ani trăiți și munciți în acest sistem. Cum ați, prezenta evoluția acestei instituții, acestei structuri? Dacă merge în direcția bună. În pentru că 20... deja ați vorbit că s-au produs atâtea, că nu mai țineți minte, atâtea schimbări, modificări și evident în avantajul beneficiarului. Exact. În avantajul asiguraților. Asiguraților, pentru că noi... În primul rând, ca și casă de asigurări, reprezentăm interesul asiguraților. Și noi cu toți am făcut un efort prin stat, prin statul nostru, am făcut un efort financiar foarte mare. Exact, exact. Acum, despre privatizare, nu sunt eu în măsură sau nu părerea mea... Dacă vreți să lichidăm subiectul, lichidăm... Contează. Ca și sistem de asigurări de sănătate, noi am preluat modelul german. Inițial, care este viabil. Da. Ne mai raportăm. Exact. Ne raportăm la acest sistem de sănătate, bineînțeles. Noi avem 22 de ani dincolo. Ei au foarte multă 60, experiență de democrație și de și în sistemul public și
v-am spus, noi încercăm să ne adaptăm la modelul occidental. Dar sistemul de asigurări de sănătate este dezvoltat după sistemul bismarckian, sistemul nemțesc. Adaptat, bineînțeles, la condițiile și particularitățile evident țării noastre. În primul rând, acest sistem se bazează pe principiul solidarității. Deci contribuim. Contribuie persoanele care realizează venituri prin procentul de contribuție aferent fiecărui venit impozabil, dar beneficiază toate categoriile de persoane, atât cei care realizează venituri, cât și cei fără venituri, care da, sunt asigurați prin efectul legii. Mi se pare o prevedere corectă, pentru că nu poți lăsa unele persoane defavorizate fără asistență medicală. Da. Și deci, cum a spus dumneavoastră, principiul solidarității. Aici sunt multe puncte de vedere. Sunt unele persoane care reclamă faptul sau se afirmă că ei contribuie cu anumite sume, că au venituri unic, foarte mari mai, și au venituri foarte mari și automat contribuția este, domnule, am cotizat la sistemul de asigurări de sănătate 20 de ani și am și eu nevoie de niște servicii și sunt nemulțumit sau trebuie să mai aștept. 20 de ani n-am călcat în spital. Da, n-am avut nevoie de asistență medicală și acum când am nevoie. Sunt persoane, v-am spus, referitor la principiul acesta al solidarității, sunt persoane care nu contribuie și beneficiază de aceste servicii. Deci banii colectați din contribuția la asigurările sociale de sănătate sunt pentru toate persoanele asigurate. Și sunt, într-adevăr, tratamente și tipuri de servicii medicale foarte costisitoare. Deci nu acoperă contribuția în ani de zile a unei persoane cu un venit mediu. De asta tot ce se colectează este contractat la rândul nostru, facem contractele cu furnizorii de servicii medicale, astfel încât populația, pentru că marea majoritate a populației sunt persoane asigurate, să beneficieze de aceste servicii medicale, prioritizându-le în funcție de urgențele medicale și celelalte afecțiuni cronice, acute, mă rog. Sunt tipuri de asistență medicală pentru care asigurații nu au acces imediat la aceste servicii. Utilizându-se sistemul de programare, sistemul de prioritizare, dar urgențele medicale sunt considerate prioritare și sunt finanțate fără probleme. Toată lumea are acces la aceste servicii medicale de urgență. Da. Domnule președinte Blorțu, am spus că nu menționez, dar asta e. Mergem înainte. Mai avem sub 2 minute până la prima pauză de publicitate. Odată și odată va fi organizat un concurs pentru că ați zis de urgențe, un concurs pentru funcție de manager al Spitalului Județean pentru urgențe. V-ar tenta o asemenea funcție? Știți de ce vă întreb? Întrebare pentru că, dificilă. Da, știți de ce vă întreb? Pentru că a fost vehiculat într-o vreme numele dumneavoastră. Se dorea ca tot un economist să conducă Spitalul Județean. Da, într-adevăr, datorită pandemiei și a faptului că județul Suceava, municipiul, a fost pionier în, din păcate, în această criză sanitară la nivel mondial, primul județ, primul oraș din țară carantinat, mă rog, ne amintim cu iată, un an a trecut aproape de la apariția
acestui virus, care sperăm să treacă cât mai repede. Datorită conjuncturii și eu pun pe seama ghinionului, că a apărut prima dată în Suceava acest focar. Și s-a manifestat destul de violent. Și a fost manifestat destul de violent. Știți foarte bine, cu majoritatea cadrelor medicale care au fost infectate la momentul respectiv, s-a ajuns la decizia de a fi suspendată conducerea unității spitalicești menționate și ulterior a nominalizării, de fapt a fost mai întâi o conducere militară, da, o perioadă? A fost la început o conducere din cadrul spitalului, domnul doctor Filip cu doamna director Motan. Ulterior a venit conducerea militară. Au fost mai multe echipe de management care au gestionat conducerea spitalului județean. Repet, pe seama ghinionului, ca focarul a apărut inițial în Suceava, a fost suspendată conducerea de la momentul respectiv a unității spitalicești, care, din punctul nostru de vedere, Spitalul Județean este principalul contractant, principalul colaborator, cel mai mare colaborator al Casei de Asigurări de Sănătate dintre toți furnizorii de servicii medicale. A fost un management de succes. După cum vă amintiți și dumneavoastră, ce evoluție a avut spitalul de la preluarea echipei de management până la 2008, apariția pandemiei. Rambu, deci a fost un management de foarte mare succes, părerea mea. Da. Și v-ați dorit, nu trageți timp ca să arăt, că noi mai putem lua un minut în plus până la pauză de publicitate. V-ați dori? V-ați gândit vreodată? O să vă gândiți la o eventuală participare la concurs? Deocamdată Spitalul Județean are conducere. Are conducere, este domnul doctor Calancea, cu care avem într-adevăr o colaborare foarte bună. Este un om tânăr, cu foarte multă energie, ambiție, entuziasm și încearcă și zic eu că gestionează foarte bine conducerea spitalului. Deci, nu are rost să discutăm ipotetic. Luăm prima pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, revenim imediat.